Am văzut fiecare greșeală și am cântărit tehnicile de lucru. Din cele 8 farfurie, am ales 3 cele mai bune. Să ajungi în top 3 denotă faptul că ești un concurent puternic. Sper ca și astăzi să fie Dumnezeu cu mine. Cezar, hai în față! Sunt mulțumit de plating. Sunt poate la absorția de sparanghel la pește i-aș fi făcut puțin altfel. Este sparanghel? Solz de sparanghel? Da, am vrut să fac niște solzi, dar am făcut o mică greșeală, le-am băgat la cuptor și s-au strâns. Crustă de migdale? Crustă de migdale, am pus puțin unt infuzat cu ghimbir. Și aici strâdi? Ai făcut niște grătine? Ce-ai făcut aici? Da, un grătan. Prezentația este foarte plăcută. Folosit strâdi pe sare. Asta e original. Solz este ok, dar de gratinat a trebuit să lucrați în cala gratinat. Ce-mi place este că tu ai folosit multe ingrediente dintre cele primite, iar la sosul făcut de tine, n-ai exagerat cu ciocolata și nu l-ai închis. Este potrivit, merge foarte bine cu somonul. La somon, totuși, am impresia că puteai să-l ții o lecuță mai puțin. Good job! Mulțumesc! Consider că este un avantaj să folosești cât mai multe ingrediente din cele date. Asta înseamnă că preparatul tău este unul destul de complex. A doua persoană care ne-a convins cu preparatul ei în seara asta este Alina. Sunt foarte mândră de mine și simplu fapt că sunt chemată în față cu farfuria mea este un mare compliment pentru mine. No, nu mă aflu printre cei chemați în față, parcă încet, încet îmi pierde speranța. Cum se numește preparatul tău? Somon în crustă de migdale cu mentă și ghimbir. Sună crustă. Asta am și vrut. Cum ai făcut sosul? Am pus unt, busuioc înăuntru, după care am pus vin, am redus și am mai pus puțin oțet pentru că mi se părea că era un pic dulce, o idee. Oul ajută la emulsionarea sosului. Da. Și ți-a ieșit savuros. Și spre final ți-a ieșit și gustos. De ce îmi place foarte mult? Ai o farfurie foarte simplă, dar în sos, în crustă, ai reușit să îmbini foarte multe ingrediente. Data viitoare când încep să faci un sos din unt, trebuie să lucrezi cu untul flacără mică și tot timpul să amesteci, să se emulsioneze ușor, pentru că dacă tu începi cu flacără mare, automat se separă. Un pic de atenție. Ok. Țin cont. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Faptul că sunt în top 3 farfurii reușite, pentru mine deja este o victorie. Bine, frumoasă! Al treilea concurent care a făcut un preparat delicios este... Ionuț! Ești fericit, da. Cum se numește preparatul tău? Preparatul se numește Gustul Dragostei. Ionuțe, cred că tu nu o să mai rămâi foarte mult singur după ce se termină show-ul nostru. Doamne, da. Dacă o ții în ritmul ăsta... Spune-mi cum ai gătit stridile. M-am asigurat că sunt curate, tot, și am încercat să păstrez cât mai mult din sos. După aia le-am pus pe foc și am băgat stridii, am hidratat niște fulgi de usturoi cu niște ardei piri-piri în oțet și am băgat și un pic de unt și niște chives tăiate, mă rog. Și în momentul în care au început să fiarbă, le-am luat de pe foc. Somonul l-ai gătit perfect. Ou și avocado sunt bune, însă pentru stridii, bravo! Mulțumesc! Bravo! Foarte bune, foarte bune! Farfuria toată, foarte bună! Wow! Și asta e prima dată când îl văd pe șef Chelar mulțumit în totalitate un preparat și dacă dă mâna cu mine, e onoare! Ce a zis ție, Silviu? Ca somonul este ce? Gătit cum trebuie.
Așa a zis el. Și tu a spus? Da? E nu cum trebuie gătit. Silviu, nu e cum trebuie. E super perfect. Mulțumesc. Mă bucură mult. Bine ar fi să fie așa toate jurizările. Eu, ca doctorand, nu am crezut niciodată că aș putea să ajung în top 8 la Masterchef și să fiu lăudat la nivelul ăsta de către jurați. Am avut câteva erori, dar sper să fie mai mici decât ale celorlalte două farfurii. Câștigătorul este... Ionuț! Ta-dam! Da. Câștig! Chiar mă bucur pentru el. A avut o farfurie bună. Bravo! Mulțumesc! Bravo, Ionuț! Ba, nici nu mai știu de când am câștigat-o.